dumneavoastră, dar n-ai nimic. Lasă că n-ai nimic. Păi, dar trebuie să stați. Luați-o dacă vreți pe listă și dați-o mai încolo. Da, 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 să nu-i dai nimic, că vreau. Da, mai domnul, dau înapoi aici după aia eu. Eu dau vin imediat. Așa. Păi, da, am să și pitez ceva, adică... A dat drogul, a dat drogul. Vreți să nu vin niște țare? Bună dimineața! Păi ceasul meu e 10 fix, dar văd că e 10 și 2 minute deja. Da, bun. Nu știu cum ar trebui să mă prezint în fața voastră mai bine. Nu știu cum ar trebui să procedez cumva să fiu pe înțelesul tuturora. Dar eu voi începe așa cu lucruri simple. O să țin cont de câteva lucruri elementare. Și vom face cumva aici pe pânză, direct pe pânză, vom face niște amestecuri de culori, nu pe paletă, ci pe pânză, pentru că pe paletă cumva amestecurile sunt diferite față de pânză, da? Deci pe pânză amestecurile sunt diferite față de paletă, pentru că pânza are deja o emulsie, se comportă într-un fel, da? Deci amestecurile facem pe pânză pentru demo. Aici avem paleta simplă de culori. Avem paleta simplă de culori, pâi simplă. Na, avem și culori... Mai bine ar fi să vi le prezint pe toate, de fapt, hai să o luăm sistematic. O să vi le prezint pe toate pe rând, în timp ce pictăm. Așa, și o să începem așa. Asta este un alb de titan. Adică o să dau, de data asta o să cobor pe paletă, da? Imaginea o să fie pe paletă. Ok. Bun. Acesta este un alb de titan, da? O luăm și noi cu ce putem. Este de 150 de mililitri, albul de titan. Este super extra fin. Aici se văd foarte bine, se vede foarte bine ce scrie. Bun, ia să vedem cum arată ca și, o să și punem imediat, să vedem cum se comportă. Vom pune aici. Așa, lumina este suficientă, da? Eu am să pun puțin mai multă culoare decât mi-a trebuit, tocmai ca voi să vedeți mai bine culorile în amestec. Bun, ce mai e 40 de lei? 40 de lei și 33 de bani. 40 de lei și 33 de bani de 150 de mililitri, da? E tubul mare, l-avem aici, tubul mare. Scrie. Bun, ce mai avem aici? Avem... Opa. Mai avem aici așa. Avem ulei de in fier secativat. Dar sunt două feluri de ulei de in fiex secativat. Da? Se și vede cumva. Unul este puțin mai roșiatic. Da? Asta e mai roșiatic. Iar ăsta este mai călbui puțin. Au scopuri diferite aceste două uleiuri. Da? Aici vedem că scrie foarte clar. Pe cel mai roșiatic scrie așa. Adaugă strălucire și... grăbește uscarea culorilor de ulei. Deci, culorile noastre, pictura noastră, va avea o strălucire în amestec cu acest ulei. Dar, iarăși, ține de unele lucruri, de unele particularități, depinde cât și cum, în ce tehnică lucrăm ca să avem un grad înalt de strălucire, să spunem așa. Bun, ăsta este cel mai roșiatic, da? Aici avem așa, cel de-al doilea. Viscozitate ridicată adaugă strălucire și flexibilitate. Asta înseamnă că ăsta îl putem folosi pentru, din punctul meu de vedere, pentru portrete, în tehnica Rembrandt, în tehnica glasiurilor. E mult mai indicat
decât ăsta. Ăsta l-aș folosi la peisaje, natură statică, da? Dar ăsta l-aș folosi foarte bine pentru lucruri de... Na, de calitate sunt toate în final, sigur că da. Pentru portretistică, tehnica glasivurilor, l-aș folosi pe ăsta puțin mai gălbui. Probă o să fac cu unul din ele, pentru că este doar o probă, nu o să avem și efectul uscării imediat. Deci, doar o să vorbim despre câteva lucruri. A, așa, și ce avem aici? Bun, și culorile sunt, încep de la 60 de mililitri, sunt tuburi mici de 60 de mililitri, extra fine, oferite de mustaș, da? Deci tot ce avem aici avem mustaș, da? Oferite de mustaș. Și facem așa, o să punem o combinație de ocru, trebuie să avem grijă, prima dată de fie, cam în mare parte, domnul Moise mi-a luat cârpa și a plecat cu ea. Deci, când vom disface un tub de culori, vom avea grijă ca nu cumva să avem mai mult ulei de protecție pentru culori să nu se usuce, da? Și asta înseamnă că e posibil la început să avem grijă când apăsăm să nu curgă prea mult, da? Deci trebuie să fim atenți, eliberăm de aici cantitatea de ulei care este protectoară pentru pigment, da? Să nu se usuce, da? Ok. O puneți în palmă încet așa, uleiul, vedeți cât curge, nu apăsați tare, da? Și eliberați uleiul, da? Uleiul se eliberează și atunci rămâne, nu rămâne, uitați, vedeți? O să cobor cumva cu pânza, cu telefonul mai jos după aceea, exact pentru amestecuri. Ăsta ce este? Așa. Bun, ca și pensule, eu folosesc pensulele tăiate, teșite. Am spus de ce, da? Carne fresh este o culoare pe care eu o folosesc la portret. Iarăși ne uităm cumva să nu cumva să aibă ulei. Facem proba. Uite că ăsta nu are. Culoarea arată ceva de genul ăsta. Da? E un pigment foarte fin. Nu folosim mult. Folosim puțin mai bine. Folosim mai des. Punem pe paletă culori decât să punem o dată mult și să ne rămână, da? Ideal ar fi să folosim atât cât ne trebuie. Asta e ivoar. Ivoar negru. Ivoar negru, tot de 60 de mililitri. La fel verificăm să nu aibă ulei. 20 de lei și 60 de bani. 20 de lei costă și 60 de bani. 16. Sau 16 lei, nu? 20 de lei, 16 bani. 20 de lei, 16 bani, adică 20 de lei mai pun și pe 16 bani, că nu e bun. Hai să facem o combinație. Acum să mai completăm puțin și o să vorbim despre asta. Nu, asta este altceva. Asta este culoare pentru... Nu folosim și pe asta. Așa. Cadmiu galben. Bun, mai pun și puțin galben. Este galben... Nu mai contează, lăsați că medium, că galben medium. Da, mai profund. Mai, asta l-a trebuit mai profund. Asta e rosie, da? Bine, la rusie, alb. Deci eu acum ce am să fac? Am să fac o mică demonstrație pentru culorile de portret, pentru culoarea pielei, să iarăși scoatem uleiul. Da? Aia se întorc cu celălalt, să știți. Celălalt de pământ. Bine, eu acum am să mă joc cu multe culori aici, pentru că îmi permit, dar de luat de aici, când o să pun jos, am să pun doar câteva culori. Nu am să folosesc ce pun acolo, dar mă joc cu ele. Ia să vedem, are ulei și aici? Nu are. Pune și puțin roșu. A, așa. Umbră arsă. Avem? Asta este. Avem și umbră arsă. Ia să vedem.
Nu e umbra asta, asta arată că e ceva. Cum e asta? Aia care v-am dat. Nu, 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 nu. Uite. Asta este. Ba, da, ăsta e un brax. Ăsta e un brax. Gata, gata, am pus și un brax. Ăsta e roșu indian. Roșu indian? Da. Ia uzi. Frumos. Punem și din ăsta, ne jucăm și cu din ăsta, să vedem ce o să iasă. Aici a avut puțin ulei pe roșu indian. Bun, o să cobor puțin, am să pun puțin ulei, am spus, da? Aia nu o să pun decât foarte, foarte puțin. Se și vede la muscozitatea, este foarte gros, da? Nu e deloc... Și nici nu trebuie să-l diluăm cu teribentină sau cu alți diluanți pentru ulei. Îl lăsăm așa, lucrăm cu ele, da? Deci nu le diluăm. Am să cobor telefonul jos. Pe paletă, da? Ok. Acum avem... Am să mă duc undeva aici, să pot face aici. Bun, am să beam și un scaun. Și o să începem să facem amestecuri doar pe o paletă redusă. V-am mai spus, bine ar fi să învățăm să... Bine ar fi să învățăm să folosim o paletă cromatică redusă, nu o paletă cromatică prea vastă. Eu ce am ales aici, am ales pentru portret, culori pentru portret. Vom discuta și despre altă paletă de culori, dar acum în prima fază vom vorbi despre emulsăm pensula, da? Vom vorbi doar despre culorile pentru portret. Emulsatul pensul înseamnă o băgăm un ulei și surplusul îl ștergem, da? Și pensula acum e pregătită pentru pictat, nu ajunge pigment aici, dacă ajunge, ajunge diluat la rădăcina părului, pentru că am pus ulei. Aminte, dacă ajunge direct pigment aici, pensula s-ar disface și s-ar strica. De cele mai multe ori se strică pentru că nu știm să le pregătim înainte, trebuie să știm cum să le folosim. Și... Da. Bun. Și eu, cam de obicei, încep cu culoarea albă. De cele mai multe ori încep cu culorile deschise, dar v-am spus, nu este o regulă, dar nici cu culorile închise direct să începem. Bine ar fi pentru cei care deja au experiență în pictura portretistică, vorbesc acum despre portret, despre culoarea pielii la portret, da? Ar fi bine să înceapă cumva de la culorile deschise către culorile închise treptat. Pentru că dacă cumva se întâmplă să greșim și să nu fie bine ceva atunci când lucrăm, da? E bine să rectificăm. Dar dacă e culoare închisă, să rectificăm o culoare închisă, e mai complicat de făcut lucrul ăsta și atunci e bine să începem cu aceste culori deschise către culorile mai închise treptat. Bun, eu am să iau niște culori de aici, le vedeți, da? Paleta o vedeți, nu mai spun ce sunt, că deja le-ați văzut acolo. Mie nu-mi place să spun mereu ce culori sunt, da? E foarte faină de lucrată chestia, că uite, e atât de fin pigmentul, încât am impresia că lucrez cu unt. Și e și consistent în același timp, da? Da? Bun, noi acum ne vom juca efectiv pe această paletă. Știți bine că pentru a începe propriu-zis pictura strat în strat înseamnă să aplicăm o peliculă de culoare, un strat de culoare, pentru a putea fi prelucrat celelalte straturi de culori. Deci, asta este stratul de culori pe care noi aplicăm celelalte culori de bază care vor rămâne, da? O să mai pun și puțin roșu, da? Întindem frumos. Deci, să întindem culoarea înseamnă să dăm cu penelul în așa fel încât presiunea care o exercită penelul pe pânză să elibereze pigmentul de pe părul pensulei, da? De pe pensulă, da? Deci, cu cât apăsăm mai tare, cu atât mai mult se eliberează pigment. Cu cât apăsăm mai puțin, se eliberează mai puțin pigment.
Deci toate astea ține de experiența fiecărui pictor în parte, da? Când se ia culoare, mare grijă, da? Când se ia culoare, nu se ia culoare așa și se pune pe palet, pe tablou, da? Pe pânză, nu se ia așa. Se ia așa, se pune puțin ulei, foarte, foarte puțin ulei în funcție de fiecare cum lucrează și acolo unde trebuie transportată culoarea pe pânză, da? Se pune ulei, niciodată nu ștergeți surplusul de ulei pe capacul sau pe borcănașul de ulei ca la apă, așa, faceți așa, da? Să nu faceți așa pentru că ajunge și se murdărește ulei și o să pictați murdar. Deci, se ia foarte, foarte puțin ulei în situația în care vă lucrezi la portret, da? Și pensula se răsucește. Da, se răsucește, da, așa, și abia atunci se ia și se pune, da, gradual se pune. Nu se ia dintr-o dată așa și se pune așa, da, și se face așa, sub nicio formă, da, deci mai întâi de toate trebuie să învățăm cum se folosește pensula, da, și cum se folosesc culorile pe pânză, da, în situația de față, suportul nostru de lucru este pânza, da? Bun, și avem aici, am aplicat un strat de culoare. Acest strat de culoare trebuie să fie prelucrat, mai deschis sau mai închis, în funcție de ceea ce ne interesează pe noi. Am să pun culoare puțin mai multă zona asta toată, pentru a face cumva posibil pictarea unui nas, sau unui ochi, sau unei guri, buze, da? Bun. Da, am pus mai multe culori, că o să facem tonalități diferite. Da. Bun. Și după ce am întins o peliculă foarte bine, dacă aveți grijă pelicula când ați pus-o, să nu peptănați prea mult, să se vadă fibra dezvelită, fibra pânzei, să se vadă dezvelită și să rămână doar în porii pânzei, da? Să nu rămână culoare doar în porii pânzei și voi dați cu pensula până pensulați și rămâne doar în porii pânzei, da? În textură. Nu. Rămâne un strat consistent. De-aia vă spun că pentru portret este bun acest ulei de la Mustaș, da? Viscozitate ridicată, da? Ne ajută foarte mult să lucrăm mai păstos, da? Bun. După ce am făcut treaba asta, începem să lucrăm treptat cu culori mai închise, da? Și vom face, să spunem, un nas. Nu o să mai lucrez cu pensula asta, am să-mi iau o pensulă puțin mai mică, la fel, emulsăm, da? Adică omul e un ulei, facem cu degetul așa sau cu palma, în funcție de dimensiunea pensulei, fiind mic, am să fac cu degetul așa, să intre aici. Ștergem surplusul, atenție, ne trebuie o cârpă albă, pentru a vedea cât de murdară este pensula, doar cu o cârpă albă de bumbăcel putem afla cât de murdară este pensula sau cât de curată rămâne în final. Bun. Și atunci o să facem un nas, da? Și o să începem cu culori mai deschise. Treptat o să le mai închidem, da? Și am să iau puțin roșu, ocru, galben, da? Și le amestec. Le amestec direct aici pe pânză, pentru ca voi să vedeți mai bine cum stau lucrurile, da? Un amestec corespunzător înseamnă nu superficial, adică luăm câteva culori și le trecăm aici și gata, spune că e amestecat, nu. Amestecatul bun este atunci când pigmentul este foarte bine învârtit pe toate părțile, chiar dacă vorbim de o culoare, de o porțiune mică de pictat acolo unde ne trebuie, da? Le amestecăm foarte, foarte bine și abia după aceea începem să le punem pe pânză, da? Și vom începe cu un nas. Și vom începe cu un nas, da? Și o să începem un nas văzut din față, normal, da? O să fie făcut relativ tot din acele paranteze de care vă vorbeam tot timpul, da? Avem o paranteză. Acum nu vă învăț să pictăm nasul, învățăm doar cum se aplică culorile pe un strat de culoare, da? Ei, eu mi-am permis să fac o pensulă mai mare, voi pe o dimensiune a unui nas normal, cu o pensulă dintre asta, da? 1x1,4 este pensula. E cam complicat pentru voi. Ar trebui să lucrați probabil cu o pensulă mult mai mică, ceva de genul ăsta, da? Dacă treburile să pară concrete și pentru voi și pentru cei care mă urmăresc, ar trebui să lucrez și eu tot cu o pensulă cumva puțin mai mică decât cu cele mari, cum obișnuiesc eu să lucrez, ci cum ar trebui voi să faceți. Da? Deci am făcut cu o pensulă mai mică și apoi o ștergem bine. De data asta ne trebuie fără ulei pensula. De ce ne trebuie fără ulei și nu ne trebuie cu ulei? Pentru că dacă am pune acum pe ea ulei,
da? Și s-a adunat firul, nu aș mai putea omogeniza culorile între ele. De ce omogenizăm culorile între ele? Omogenizăm culorile între ele pentru că suportul de culoare pe care l-am pus aici trebuie amestecat cu culoarea de aici. Acum începem să sculptăm, efectiv, în culoare cumva. Și vom lua culoarea, efectiv, și o peptenăm așa, ca un sculptor, da? Și dăm frumos într-o parte, dăm în alta, da? Și avem tot timpul în minte cum e nasul pe care noi îl pictăm. Deci, de obicei ar trebui să știți că trebuie să urmăriți un model când pictați. Din imaginar, un nas e mai complicat sau orice ar fi el. Din imaginar, ține după o vârstă, după ani de experiență. Bine ar fi să avem un model și să ne orientăm după un model, mai ales când e vorba de un portret. În cazul nostru, ne uităm la model 3, 4, 5 secunde și pictăm o secundă. Deci, ne uităm 3, 4, 5 secunde și pictăm doar o secundă. Ne uităm acolo și facem numai câteva lucruri. Iar ne uităm la model, iarăși facem o secundă, da? Așa ar trebui să pictați. Nu pictați 5 secunde aici și vă uitați la model o secundă. Nu e invers. Deci, vă uitați 3, 4, 5 secunde la model și o secundă aplicați culoarea, da? Bun, eu am pus așa, acum treptat, va trebui să curățați penelul în timp ce faceți lucrul ăsta, pentru că uleiul care l-am pus cu tratamentul pânzei, între ulei și tratamentul pânzei, există pigmentul ăsta, culoare se cheamă, da? Uleiul ne ajută pe noi să amestecăm culorile între ele, să le omogenizăm între ele. Tratamentul pânzei, da, își ia cantitatea de ulei din pigment, da, și așterne cumva vopselurile. Domnul Moise, ei, acum pentru că avem o cantitate de culoare, experiența fiecăruia trebuie să știe cât ce cantitate de culoare am pus, cât de groasă este sau cât de subțire este cantitatea de culoare. Dacă este prea groasă cantitatea de culoare, va trebui împrăștiată corespunzător. Dacă este prea subțire, va trebui cumva adăugată culoare, iarăși, într-așa fel încât culoarea să fie substanțială pe tot suportul nostru unde ne interesează. În cazul meu, culoarea este foarte bine așternută, nu este nici mult, nu este nici puțin. Da? Și acum, după ce le-am încercat, o să le facem o omogenizare între ele, da? Acum vom pune culori iarăși și vom obține volumul unui nas, da? Și vom lua alb și vom pune treptat. Ce înseamnă? Rembrandt, de exemplu, pe vârful nasului, albul care îl vedeți aici, Rembrandt l-a aplicat de foarte multe ori, de 10, 20 de ori, de 30 de ori, de 50 de ori, tot vedem straturi piramidale puse aici, în jurul, pe vârful nasului, da? E o chestie de experiență, o să o vedeți fiecare în timp, o să înțelegeți lucrurile astea. Bun, am pus puțin alb și o să încerc puțin să-l amestec. Da? Dăm în stânga, dăm în dreapta, lăsăm centrul unde am pus alb mai mult alb, da? Pentru a obține un mic volum. Apoi, ștergem pensula, da? Și mai luăm iarăși puțină umbră arsă. Am să iau puțin roșu, umbră arsă și vom trece treptat către culorile mai închise. Depinde acum cum este văzut nasul. Dacă este văzut exact din față, nările s-ar vedea foarte puțin. Dacă este văzut de jos către sus, nările s-ar vedea și mai mult și s-ar schimba poziția nasului. O să facem așa unul într-un fel încât să putem deduce ca fiind un nas normal, da? Nici din față, nici de sus, normal, o să oferim un nas normal. Și o să facem așa, treptat, treptat. Vom pune cumva aici puțină umbră care să deducă că ar fi nările. Deci noi nu facem altceva decât să imităm natura lucrurilor. Pictorul nu face decât o imitație a naturii, da? Imităm natura, da? Ne comportăm cumva. Mie acum îmi spune experiența mea, e de ajuns atâta umbră cât am pus acolo, poate ar mai trebui pe aici puțin, să amplificăm, pe aici, da? Folosim aceeași culoare care am pus-o acolo. În general, trebuie să ne orientăm la ce ne-a mai trebuit cantitatea de culoare care o am pe penel, să o mai putem folosi în scopul
în scop util, dacă reușim să ne calculăm în scop util cantitatea de culoare și culoare de pe PNL, reușim să câștigăm timp și asta se cheamă că avem, începem să avem și noi experiență în ale picture. Dacă punem culoare acum aici, o ștergem, iar mai luăm alta, iar luăm 7 pensule, 8 pensule, 10 pensule, schimbăm. Aia înseamnă pierdere de timp. Da? Bun. Aici avem partea asta de aici cu puțină umbră, da? Trebuie să știm de unde vine umbra în cazul nostru. Da? Vorbim acum de amestecurile de culori și ce înseamnă așternerea culorii. Așternem culori treptat pe pânză. Da? În ce cantitate trebuie ele așternute, aceste culori, ține de experiența fiecăruia. Da? V-am spus, nu peptănăm, nu dăm cu pensula până rămâne fibra dezvelită. Da? Și rămâne numai în textură. Dăm în așa fel cu culoare, atât cât ne trebuie ca această, ca această fibră a pânzei să fie acoperită uniform de culoare, da? Bun. Și acum, o să mai iau puțină culoare de aici, învârtim pensula pe toate laturile când luăm culoare treptat, da? Am nevoie doar pe vârful pensulei de luat de data asta culoare. Doamna doctor, lasă-o. Stai jos. Bun. Acum voi face cumva vârful nasului. O altă umbră treptată. Da? Aici, aici. Nu facem ca un ban, ca un bănuț, nu o să pară ca un bănuț, o să vedeți. Da? Avem un volum odată pe nara asta și pe nara asta și pe centrul nasului avem volum. Cum obținem noi volumul ăsta? O să luăm puțină umbră arsă, vom face puțină umbră arsă, diferită de cea de dinainte, cu puțin ocru și ne coborâm aici. Accentuăm puțin aici, mai accentuăm puțin aici. Da? Treptat le facem pe toate. A, așa. Uite, acum o să mai luăm puțin roșu, iarăși. Și punem. Da? Deci nu trebuie să vă grăbiți deloc. E, aici nu mai încape vorba de o joacă pur și simplu. Aici trebuie puțin să ne concentrăm mai mult decât o joacă e. Da? E puțină muncă, într-adevăr. Deci, eu când vedeți că retrag pensula din cadru, o retrag pentru a o șterge, da? Să aveți în vizor lucrul ăsta voi, pentru că nu-l vedeți tot timpul, eu o șterg. Ce înseamnă ștergere? Apuc cârpa, două degete, da? O țin aici, fac așa și răsucesc încet și șterg. Da? Și iarăși, repetăm faza, omogenizăm culorile între ele, dar le omogenizăm într-așa fel încât să se cheme pictură. Bun. Doamna doctor, știți ce este pensulă de tampaj? Una mai ceva de genul ăsta, da? La pensule mergeți. Domnul Moise, știți? Da. Știți? Da? Da? Ok. Bun. Vom mai lua puțin alb. Da? Și vom mai pune undeva pe umbră aici. Să obținem volum, da? Aveți mare grijă, când faceți lucrul ăsta, să o faceți treptat. Nu puneți dintr-o dată, crezând că vă ușurați munca, puneți odată multă culoare. Ah, bun, puteți pune multă culoare doar dacă aveți 20-30 de ani de experiență. Atunci se pune multă culoare dintr-o dată pentru că știi exact din prima câtă culoare trebuie să pui. Neavând o experiență corespunzătoare, vom face lucrurile treptat în așa fel încât a, nu, că-s mari, dar nu e vantaj. Bun, pe unde mai avem noi puțină umbră, mai avem în funcție de vârsta copilului sau vârsta adultului sau vârsta bătrânului, avem puțină umbră, se va forma undeva aici. Se vor forma niște umbre undeva pe aici, dar alea iarăși nu sunt atât de tare importante în situația noastră de astăzi, cât că noi trebuie să facem amestecurile de culori. Mai important este amestecul de culori, da? Ca și rezultat al picturii, nu este semnificativ astăzi rezultatul picturii ca și anatomie sau ca și ce vreți voi. Rezultatul final de astăzi aș vrea să fie bineînțeles ce înseamnă amestecurile de culoare în ulei, da? Pe un suport cum ar fi pânza. Da. Uite, asta, de exemplu, este bună în situația dată.
Deci, ne trebuie un genul ăsta de pensule, este relativ foarte ieftină, dar e curată și uscată pentru a obține o omogenizare fină de suprafață, da? Ce înseamnă omogenizarea culorilor fine de suprafață? Trebuie să înțelegem foarte bine lucrul ăsta. Înseamnă că culorile care deja le-am așternut aici, sau le-am așezat, da? Că nu vorbim de un covor. Ba, e un covor de culoare, doamna doctor. Bun. Eu de obicei folosesc, de cele mai multe ori, adică 90% din situație, folosesc degetul ca și punct de sprijin, pentru că mă ajută foarte tare. Da, și pe aia. E bun și asta. Bravo, domnul Moise. Corect. E bun și asta. Sigur că da. Folosim așa. Da? Și o să dăm cumva, pieptănăm cumva pânza în așa fel încât omogenizarea să se facă uniform acolo unde avem noi nevoie. O să spuneți, da, bine, eu de unde să știu unde am nevoie? Păi asta ține de experiența pictorului sau experiența celui care deja pictează. Mie îmi spune experiența că ar trebui să o fac în felul ăsta, da, pe suportul ăsta, cu cantitatea asta de culoare. În situația în care aș fi avut carton sau lemn, aș fi pictat pe carton sau lemn, pelicula de culoare pe care am așternut-o aici, pe care am pus-o aici, nu este egală cu pelicula care aș pune-o pe lemn sau pe carton. Această peliculă este determinată de textura pânzei, da? Și de tratamentul pânzei. Tratamentul pânzei este foarte important pentru că atunci când vom picta, tratamentul pânzei nu este cel corespunzător, adecvat pe ceea ce vrem să pictăm. Ce înseamnă adecvat pe ceea ce vrem să pictăm? De exemplu, textura pânzei cu o textură mai mare a pânzei ar merge foarte bine să pictăm în stilul Barbizon, da? Școala de la Barbizon, peisagistică, da? Se pretează sau în tehnica sau într-un stil impresionism, da? Ar merge pe o textură mai mare a pânzei. Sau dacă facem pictură clasică pe dimensiuni 2 metri, 1,50 m, 3 metri, da? Atunci textura nu mai creează disconfort pictorului pentru că scara e mare a tablourilor, vorbim de un tablou la scară mare, textura începe să fie invizibilă la distanța la care privitorul trebuie să vadă tabloul și nu mai creează un disconfort nici pentru pictor, pentru că lucrează cu pensule mai mari, e alt raport. Dar în cazul în care vrem să facem un portret, să spun, la dimensiuni relativ normale, 30, 40, 40, 50, cele pe care eu tot vi le spun, va trebui să știți că o textură relativ fină, ce înseamnă relativ fină? Înseamnă cea pe care lucrez eu acum, se pretează pe o peliculă de culoare, pe un strat, nu o peliculă, pe un strat de culoare, cel pe care eu astăzi vi-l fac în demonstrația asta. Bun, după ce am amestecat deja culorile în prima fază cu penelul ăsta, în a doua fază cu ăsta, mai poate urma și cea de-a treia fază a omogenizării culorilor, a tampajului, îmi place mie să spun. Pentru a omogeniza în suprafețe mai mari, trebuie să așteptăm cumva perioada de uscare în funcție determinată de temperatura din cameră, de suportul pe care pictăm, în cazul nostru pânza, de uleiul pe care îl folosim, dacă este gras sau slab, în cazul nostru este un ulei gras extraordinar pentru portretistică. Asta contează foarte mult. Dacă vopseaua este diluată cu ulei, diluat și el la rândul lui, și atunci vorbim de culori foarte subțiri, nu cu o consistență în ele, tampajul nu se poate obține decât după o perioadă mai îndelungată de timp, însemnând iarăși de pelicula de culoare, dar însemnând undeva mai mult, cu siguranță, de 20 de minute sau un sfert de oră. În cazul meu nu a durat decât 10 minute de când am pus culorile. Am făcut deja treaba asta de două ori cu diferite pensule. Acum urmează un tambaj cumva mai grăbit. Ar fi trebuit să aștept un sfert de oră cu temperatura de 20 de grade care o am aici în cameră, un sfert de oră, chiar și mai mult, 20 de minute, să pot face acest tambaj, această omogenizare. Voi încerca să fac acum, pentru că timpul este așa cum este, da?
Ce înseamnă omogenizarea pe suprafață mare? Înseamnă că vom peptăna în toate direcțiile posibil, dar abia vom atinge cu pensul la pânza, da? Nu o să apesăm prea tare pentru ca florile să nu fie șterse de pe pânză, da? Și o să dăm numai așa foarte, foarte puțin. Eu de obicei când fac chestia asta, chiar și cu pensul asta, încerc să dau un felul în care trebuie să obțin volum lucrurilor, da? Și o să dau în felul în care este așezată culoarea pentru a obține volumul la nas, da? Și o să dau așa, da? Ia uite ce frumos este, extraordinar de frumos este, perfect. Bun, o să mai dau o dată după aia și aici pentru alb. Dar v-am spus, tampajul ăsta, estumparea asta a culorilor, iar își vine de experiența fiecărui pictor, cât de îndemânată este pe ceea ce face, da? Unii pot mai repede, alții pot mai târziu, alții nu înțeleg. Da? Bun. În cazul în care, uite, de exemplu aici am șters mai multă culoare decât trebuia. Refacem înapoi zona. Luăm și facem înapoi culoarea care era acolo. Da? O face din nou. Da? Și repetăm tampajul după o altă perioadă de timp, nu acum imediat. Da? Refacem umbra de sub nas. Da? Am șters din nou crăpa, voi nu ați văzut. Uite, ia să vedem așa merge, puțin numai să-l pieptănăm. Aia, uite că merge așa. Bun. Deci astea sunt culorile, amestecul de culori pentru portret, pentru piele, da? Ați văzut, a folosit carnionul ăsta, albul, galben, roșu, puțină umbră arsă, da? Negru nu am avut la ce să-l folosesc în situația dată. Hai să facem acum și un amestec de culori demonstrativ. Cum ar fi, de exemplu, hai să mai folosim, astea deci eu astăzi le voi folosi pentru că sunt culori foarte scumpe. Adică scumpe în sensul că îmi plac atât de tare, nu ca și preț. Scumpe mie, personal, ca și calitate. Da, da, da. Da, hai să le mai amestecăm aici puțin, să mai facem câteva minute de amestecuri. Bun. Ce înseamnă un pigment bun? Un pigment bun are o viscozitate mai înaltă, da? E ca un unt mai îngroșat, așa, știi? Un pigment care nu e bun, o să vedeți că se întinde foarte, foarte repede și rămâne cumva apos. Ăsta nu, ăsta ține foarte tare și se agață pensul la anel, înseamnă că e un pigment foarte bun. O spun eu din punctul meu de vedere pentru că am o experiență de 30 de ani în ceea ce fac, da? Deci, de 30 de ani eu tot frământ pensul ăsta așa, aproape zilnic, dacă nu zilnic chiar, da? Treciurile, da. Deci, vopselurile sunt oferite de Mustaș, magazinul mustaș.ro, le găsiți, da? Deci mergeți la mustaș.ro, doar mustaș.ro vă pune la dispoziție vopselurile astea, în altă parte nu le găsiți, cu siguranță, sunt doar ei distribuitori de astfel de culori. Dar astea sunt pe bază de ulei. Doamna doctor, pe bază de apă, un tub de acolo, dați în două tuburi, unul mare, unul mic. Iar pentru acrilic, vreau să vă spun că eu am lucrat unul mare, unul mic. Dați-i și de la mare, un tub. Iar pentru acrilic sunt astea, care sunt extraordinar de bune. Am avut impresia că pictez în ulei, dar ele sunt acrilic, atât de fine sunt. Tuburi de 125 de mililitri și tuburi de jumătate kilogram, de 500 de mililitri, da? De 60. Da, și mai avem pe astea alte și mai mici, de 58 tuburi. Astea sunt de la acrilic, da? De la Vallejo. Astea sunt tuburi acrilice. Ce mă iau e foarte fain și ne-a plăcut foarte, foarte tare este vernișul ăsta final. Deci vernișul ăsta final este extraordinar de bun, am lucrat cu el, este fantastic, are o calitate foarte, foarte bună, se duce frumos uniform, nu rămâne, da. Bun. Nu mai spun de peneluri, pensule, tot ce doriți găsiți la mustaș.ro, magazinul online.
Ca și idee e că se poate folosi astfel de culori în ulei, se pot folosi și în cuțit, trebuie să știți că puteți folosi și în cuțit astfel de culori. Eu de obicei cuțitul folosesc ca o necesitate. Eu cred că asta a și fost ideea pictului. Cuțitul a venit ca o necesitate a pictorului atunci când culoarea nu mai reprezintă, pensula nu mai poate transporta atât de multă culoare cât mi-aș dori eu să pun pe pensul, pe pânză, și atunci cu cuțitul realizez niște efecte foarte frumoase. Da. Mă rog, toată treaba asta e că dacă pentru cei care sunt în atelier înțeleg alte lucrurile decât pe display de telefon, adică în mintea mea acum se produc niște nebuloase vis-a-vis de ce poate face un cuțit și ce face o pensulă demonstrativ pe un telefon, să vă spun lucrurile astea sunt puțin neelucidate pentru mine, rămân un mister cum să le pot eu demonstra prin telefon. Da, deci cam astea sunt culorile. Cam astea sunt lucrurile cu care îmi place mie să lucrez și vă sfătuiesc și pe voi să lucrați cu astfel de lucruri. Eu am lucrat de cele mai multe ori și cu culori de la Maimeri și cu culori de la Rembrandt și cu, nu mai spun, cu diverse culori, da? Calitativ preț, aceste culori sunt foarte bune, calitativ preț, da? Deci nu se compară cu nimic din tot ceea ce am lucrat eu, da? Nu vă faceți impresia că mustașii fac reclamă eu așa că nu știu ce. Nu, m-au ajutat și pe mine să pot să... Am primit culorile astea ce-i drept de la ei gratis, n-am dat bani pe ele și tocmai de asta am spus că pentru că la Marie Curie tot ei asigură toate materialele necesare pentru acțiunea noastră de la Marie Curie, unde înfrumusețăm saloanele copiilor din spital, o facem în sistem voluntar. Da? Ei iarăși au venit și acolo și ne-au donat toate materialele necesare pentru a ne putea atinge obiectivul. Nu au avut nicio pretenție niciodată și nu au nicio pretenție niciodată. Bun. Da, cam astea sunt astăzi. Ce aș putea să vă mai spun mai mult? Da. De sâmbătă dimineață. Sâmbătă dimineață voi lucra, pentru cei interesați, la ora 10 vom începe, da? Ce am lucrat ultima oară, că nu mai știu la anul ăsta? Inspirație după Grigorescu. Așa, am făcut inspirație după Grigorescu ultima oară, da? Bun, eu zic să facem portretistică. O să începem, nu? E complicat portretul, da? Încă e complicat, da? Bine, atunci lucrăm peisajistică, vreți? Da. Facem o peisajistică. Peisaje de primăvară. Bine, eu mă gândeam la o idee, dar era cumva ciudată, poate sună cumva ciudat. Am zis să facem floricele de ghiocei, să facem crizanteme, ghiocei, lucruri de primăvară. Dacă doriți să facem ghiocei, trandafiri, ghiocei și crizanteme, florile primăverei. Crizanteme. Nu, crizanteme. Dar alea cum se cheamă gălbenele, alea galbene? Papădii. Nu, alea care sunt apagolate cu ghiocei. Niște chestii. Ciuboțica fluri? Mă rog, și alea violete. Toporași, da. Mă rog. Bun, atunci o să facem flori, da? O să facem ghiocei. O face ghiocei pe dimensiuni relativ mici, să le putem și termina. Eu mai intru din când în când și acolo pe pagina mea, pe cursuri de pictură Popa Laurențiu. Na, bun. Vă doresc zi frumoasă. Vă mai arăt încă o dată cele de la mustache pe care le-am... Da? Asta este un șorțuleț de la Mustaș, șorțulețul care l-am și eu pe mine, da? Și ăsta este atelierul, ăsta este clasa, noua clasă pentru elevi. Da, dar să termine cu pandemia asta, că cam deodată nu prea îmi place cum sună toată treaba și nu vreau să fac... Bine, vă doresc o zi frumoasă!